25 aprilie este ziua porților deschise la Ateneul Național din Iași. Instituția de cultură împlinește 104 ani de la înființare. Cu acest prilej, echipa instituției invită publicul să participe la manifestări ce se adresează tuturor categoriilor de vârstă, incluzând activități diverse atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Din foaier, la sălile de repetiții și la scena mare vor fi organizate expoziții, tururi ghidate, lecții deschise de dans și muzică, ore de make-up de scenă și o repetiție de regie cu public. Ne-am gândit pentru publicul nostru să le oferim o introspecție în ceea ce reprezintă de fapt Ateneul Național din Iași, și aici mă refer la culisele Ateneului și nu doar la cele de pe scenă, ci și poate în alte zone în care, în mod normal, publicul larg și oamenii de rând nu au acces. De la o repetiție de teatru la care îi invităm și pe cei din public să vină și să participe alături de actorii noștri, să vadă exact cum se lucrează o piesă de teatru, la cursuri deschise de dans sau expozițiile pe care noi le avem deja pregătite, sau poate chiar, de ce nu, să le arătăm cum se panotează o expoziție, cum se pregătesc toate aceste lucruri, lucruri pe care noi le facem zi de zi. Pe toată durata zilei de 25 aprilie până la ora 23:59 se va aplica reducerea de 50% la toate biletele online achiziționate de pe site-ul oficial www.ateneuliaș.ro.